În casa băieților se întocmesc listele de cumpărături. Liviu a început să scrie acolo împreună cu ceilalți băieți. Era foarte bucuros că săptămâna aceasta nu au nicio amendă, prin urmare bugetul pentru alimente este întreg, cel puțin până în momentul de față, spunea Liviu. Băieții au pus foarte multă carne pe listă, mezeluri, salam, mușchi file, tot felul de carne de pui și așa mai departe, în special piept și copanele, cum spun ei, copane. Ștefan spunea să pună mai mult mușchi file pe listă, pentru că de obicei sâmbătă după petrecere se mănâncă multă hrană rece și să nu rămână fără. Cristian a cerut în mod special pentru el să treacă Liviu pe listă 7 bucăți de avocado, pentru că el își dorește să mănânce sănătos, iar Ștefan spunea să treacă vreo 3 pâini integrale.